întâlnit în format fizic. Da, da, bine, așteaptă un pic. Având în vedere că ne-am întâlnit și mulțumim domnului că s-a putut face întâlnirea și suntem în preajma comemorării evenimentelor din decembrie, v-aș ruga, dacă vreți, să facem un moment de recunoaștere pentru morții care au căzut atunci. Dacă sunteți de acord. Deschisă ședința din această zi, de 16 decembrie 2021, voi da citire ordinei de zi, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 22.11.2021, a ședinței extraordinare din data de 23.11.2021. Doamna secretară, dacă vrea să ne citească procesul verbal sau după ce aprobăm ordinea de zi? Să aprobăm ordinea de zi, să o supunem la vot. Da? De abia după aceea luăm fiecare punct în parte. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Se aude ordine de zi. Am Consiliului Local de Sesiune pentru lunile ianuarie, martie 2023, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxele locale pentru anul 2022 la Comuna Rătăciun, județul Bacău, indexare cu rata inflației de 2,6%. Inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind acord de participiu la în vederea cofinanțării obiectivelor de investiții, extindere rețea electrice, localitatea Rătăciun, Comuna Rătăciun, județul Bacău, zona strada Siretului, inițiator primarul comunei. De principiu. Are emoții, domnul președinte. Acordul de principiu. Principiu. Proiect de hotărâre privind analiza studiului de înscriere a datelor registrului agricol pe trimestrul 3 al anului 2021, stabilea măsurile pentru eficientizarea acestei activități în Comuna Rătăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului pe trimestrul 4 și modificarea listei de investiții, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Rătăciun la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de lumina public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii. Iluminatul public în Comuna Rătăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, scenariul 2, privind investiția extindere rețea electrică de iluminat public în localitatea Rătăciun, zona E85 pe DN2, alimentată din PTA 1 Moară, Rătăciun, Comuna Rătăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, scenariul 2, privind investiția extindere rețea electrică de iluminat public din localitatea Rătăciun, zona E85 DN2, alimentată din PTA 5, Rătăciun, Comuna Rătăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 1 al anului școlar 2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Rătăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție
numărul 87 pe 02-04-2018, emisă de PNGCIMMSAFN, aferent proiectului modernizare infrastructură rutieră în comuna Rătăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 12. La diverse, adresa domnului consilier local Iacob Laurențiu, înregistrat în numărul 11.788 din 23.11.2020, prin propunerea de amenajare stației de autobuz. B. Adresa domnilor consilieri locali, Iacob Laurențiu, Bucur Ciprian și Iștof Felix, înregistrat la numărul 11.789, 23.11.2021, referitor la modul de organizare a ședințelor Consiliului Local. Cererea adresată Consiliului Local de către domnul consilier Bucur Ciprian, Iacob Laurențiu și Iștof Felix, înregistrată la numărul 10.969, pe 4.11.2021, referitor la sistemul de monitorizare video în comună. Prezentarea raportelor anuale în vederea de prezentarea raportelor anuale de activitate ale consilierilor locali. Cei care nu au prezentat, cei care nu l-au prezentat, conform articolul 225, alineatul 2, este ultimul punct, da? Nu mai citim ce... Fiecare consilier își trebuie să știți, da? Și punctul ce? Invitația, punctul e. Invitația de către reprezentant SC Intervers SRL pentru a participa la ședința Consiliului Local Rătăciun. Supunem la vot. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Întrebați-vă, rog, frumos, pe domnul. Sunteți pentru? Sunteți pentru domnul... S-a auzit, da? Da, 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 da. Vă rog, vă rog. Domnul Bădărău? Domnul Bădărău zice că da. Domnul Bădărău online. Sunteți online, da? Deci ordinea de zi? Dar să-l auzim. Păi nu-l auzim. Dați-vă, vă rog, frumos. Dați pe speaker. Bună ziua. Domnul Adi, domnul consilier. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Ordinea de zi? Nu se dau pe speaker. Da, ok, auzi, spune, că ești pe speaker și sunteți la... Deci da, și domnul Harabagiu. Da. Pentru... Cu domnul Bădărău. Da. Poate... Se poate da pe speaker câte cât. N-am măcar... Da. Da? Ia zi, ești pentru? Aprobați ordinea de zi? La ordinea de zi. Bun, deci unanimitate. Cei din sală au votat? Da. Da? Bun. Eu aș interveni dacă sunt în sală, dacă îmi permiteți. După care, dacă aș putea să mă retrag, pentru că am avut toată documentația necesară transmisă de către aparatul funcțiilor primăriei și ne-am documentat vis-a-vis de ordinea de zi. Dacă pot, un minut să... Domnul președinte, dacă sunteți de acord ca domnul Dițoiu să își exprimi puncte de vedere deodată la toate... Dar nu vreți să fie ce dai cuvântul? Că dacă să vedem dacă colegii sunt de acord sau nu. Dar ei de ce sunt? Sunteți de acord, da? Ce trebuie? Ca să își exprimi puncte deodată. Să nu mai stai la toată ședința. Am permisiunea? Da, da, vorbește. Dacă am permisiunea, domnule președinte, în primul rând, bună ziua, domnul primar, domnul președinte, doamna secretară, stimați colegi. Datorită faptului că trebuie să susțin un examen și legea în vigoare ne permite, dar asta nu face, cum să vă spun eu, asta nu mă degrevează de faptul să nu fi citit ordinea de zi care ne-a fost transmisă cu promptitudine de către aparatul primăriei. Am luat la cunoștință toate punctele de pe ordinea de zi, sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre, o să mai intervenim puțin la problemele care au apărut la diverse. Sunt probleme extrem de bine punctate, dar să vedem de unde o să avem finanțare și o să
să ne punem cu toții de acord, să vedem dacă pot fi duse la îndeplinire. Deci, în principiu, sunteți de acord cu toate proiectele și nu aveți... Mai puțin la diverse... Am înțeles. Mai puțin la diverse, trebuie analizat. Nu contest faptul că ele n-ar fi prioritare, dar ne trebuie să se voteze sursul de finanțare și vedem cum le putem implementa. Oricum, la diverse, acum nu se votează absolut nimic, deci sunteți de acord, în principiu, cu cele ce s-a discutat. Doamna, mulțumesc încă o dată pentru sprijin. Rămâneți puțin. Deci, reglementăm puțin situația, deoarece domnul Dițoiu va aduce justificare, va intra într-un examen, nu poate rămâne online la ședință. Corect. Consiliul local, cei prezenți, permiteți ca domnul Dițoiu să-și exprime votul pentru proiectele de hotărâre în avans, să nu aștepte ca noi să le discutăm, pentru că trebuie să intre în examen, da, și va aduce, da, justificare. Da. Luăm și pe domnul Harabagiu imediat. Pentru domnul Dițoiu, sunteți de acord? Da. Deci, domnul Dițoiu, vă rugăm să vă exprimați votul pentru toate proiectele de hotărâri în ordinea în care v-au fost trimise, de la 1 la... inclusiv la procesul 11. Verbal al ședinței. De la 1 la 11. Exact. Deci, sunteți pentru. Pentru, da. Bine. Deci, aș lucru să rămân și pe domnul. Imediat exprime, să-mi notez ca să nu rămân în urmă, exprime votul pentru toate PH. Pentru la toate. Mulțumim. Da. Uh-huh. Mulțumim, domnul. Și un succes. Și un succes maxim acolo. Domnul Arabagiu, puteți să vă exprimați voturile? Da, bună ziua, vă rog, vă rog, scuzeți, mă rog, de înțelegere. Da, eu sunt pentru la toate proiectele. La toate proiectele, da? Da. Mulțumim. Mulțumim frumos. Mulțumim, domnule. Adică și serviciușoare. Mulțumim. Domnul Bădărău vrea și dumnealui să-și exprime... Rămână în ședință online, nu e obligatoriu. Dacă vrea... Acolo... Deci dacă vrea să rămână în ședință online, e ok. Dacă vrea fi justificat, dacă nu are o justificare. Da, domnul profesor, vă spun ce am. Nu. Spuneți, domnul. Nu, l-am indicat. Deci domnul Bădărău își exprimă votul acum sau stă în ședință cu noi? Nu, aș exprimă votul acum. Deci, da, să auzim și noi. Da, cum e să-ți spui dacă ești de acord cu date? Sunt pentru toate punctele, pentru toate proiectele de hotărâre. Da, este pentru jurnale. Mulțumesc frumos! Și nu am văzut la comisie, că e să trebuie să vedeți. Deci putem continua, da? Nu se poate așa ceva. Da. Eu am o propunere, domnul președinte, dar nu vreau să știți. Doamna Cogrea, vreau să fac o propunere. Domnul președinte, vă propun, pentru că avem un invitat pe care noi, Consiliul Local, l-am invitat la această ședință, să începem cu punctul E de la diverse. Pentru că dânsul este un invitat, nu își permite să-și piardă vremea 5 ore cât o să dureze ședința la mea. Dacă sunteți de acord, supuneți la vot. Sunteți de acord? Ca să nu... Da. Cine pentru? Cine este pentru? Atunci, deschidem ședința cu invitația și problema care... Ce secția de la punctul E exact? Punctul E. Invitația către reprezentantul SC Intervers SRL. Intervers. Pentru a participa la ședința Consiliului Local de Căciu. Deci această invitație a plecat. Intervers, da. Societatea Comercială Intervest a plecat de la solicitarea consilierilor locali, în speță domnul consilier Drăgăstan, care a solicitat expre pentru lămurirea unor probleme existente pe care dumnealor, ca și consilier, le-au ridicat, invitația în ședința de Consiliu Local. Vă rugăm să luați cuvântul și să lămurim care sunt problemele. Domnul Drăgăstan? Da. Deci am
De ce am făcut invitația? Nu știu, domnul Busuioc, suntem reprezentantul legal al... Eu sunt reprezentantul legal. A, nevăluat, așa. Se dispună să știm și noi cine face parte din Consiliul de Administrație, din partea intervenției, din partea primăriei Răcăciuni. Asta e, da? Aș mai adăuga dacă... Nu mai puțin este ceva. Un pic, să te vezi. Nu, stați, 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 să te vezi. Da, da, ce se poate? Contractul de asociație în participație din data de 25 iulie 2003 spune, conducerea și administrarea asociațiunii va fi condusă și administrată de un consiliu format din 3 membri, 2 din partea SC Intervet și 1 din partea primăriei. Astfel, din partea SC Intervet, Busuioc Anca și Busuioc Vasilică, la momentul respectiv, și domnul Ichim Vasile din partea primăriei Comunei Răcăciuni. Stați, stați un pic, suntem în... O mai repet atât, dar cine face parte de Consiliul Administrației? Doi din societate, noi... Atunci. Atunci, da. Ne-ați făcut parte din societate atunci? Da, Busuioc Anca, da. Da? Bun. Aveți contractul, nu? Da, este contractul. Tu citești contractul, vă rog frumos. Da, se vede. Așa. Și din partea primăriei? Domnul primar. În 2003. Atunci, da, domnul Ichim Vasile primar. Bine, nu-l interesează. Interesează acum, la momentul de față, sau cine face parte din partea primăriei Răcăciuni și a Consiliului sau a Consiliului Local? Contractul nu a mai fost actualizat din 2003 pentru că nu a cerut niciuna din părți, nu a cerut actualizarea contractului. Păi să înțeleg că primarul Ichim nu a mai fost primar din 2008, din 2008 nu s-a mai făcut niciodată. Atunci, ce control avem noi, ca și primărie Răcăciuni, ca și Consiliul Local, la asupra încasărilor de la... Dar eu zic că interesează pe toți. Orice bănuț care vine la posibilul local, la primul rând, nu interesează. Eu cred că așa ar trebui să gândim fiecare. Dacă toți suntem alergi. Domnul Bucur, domnul Bucur, dacă ați dat doamna să spună. Eu trebuie să-mi notez exact ce spune fiecare și ca să nu greșesc, vă rog, vorbim ca să pot să notez corect. Continuați, domnul președinte. Doamna Busuioc, vrea să citească contract sau ce urma să... Eu citesc contractul din 2003, dar cum? La momentul actual, cine face parte? Cine ne reprezintă noi? Pe noi, primăria, Consiliul Local, cine ne reprezintă asociațiunea? Nu s-a făcut niciun act adițional? Aș vrea să fac o cezare. Nu știu exact cum spuneam. Contractul, când stai la baza contractului, încheie contractul, ce participațiune aveau ambele părți? Adică ce condiții au fost puse? Și cu ce a venit primăria? Cu ce vine societatea? Mă refer la bunul... Deci, aportul părților. Asociatul prim, pentru realizarea activității economice care formează subiectul prezentului contract, contribuie cu un aport social de 27.000 de metri pătrați teren, două hale și alei betonate. Asociatul secund, adică primăria, pentru realizarea activității economice ce formează subiectul prezentului contract, contribuie cu un aport constând în tarabe piață, cântare animale și barieră metalică. Activitatea firmei a fost susținută economic, financiar, pe muncă fizică de către SC Intervet. Deci primăria nu a avut nicio altă contribuție și nici prin contract nu s-a stabilit altceva. La momentul respectiv, târgul săptămânal de animale a fost preluat de SC Intervet datorită unor sesizări și hotărâri de la momentul respectiv, care nu le știu, le știți dumneavoastră că le aveți aici. Din 2018, conform deciziei forurilor superioare, s-a interzis, deci decizia Autorității Sanitar Veterinare din iulie 2018, interzice pe perioadă nedeterminată
organizarea târgurilor de animale la nivel național, ca și măsură de control a prevenirii pestei porcine africane. Deci din 2018 în pământul nostru sau unde ne desfășurăm noi activitatea, nu mai sunt animale și păsări, nu se mai poate discuta despre un târg de animale, este doar o activitate comercială de vânzare prin târguri, standuri și piețe. Deci obiectul de activitate nu mai este îndeplinit și acesta este unul din motivele care au fost scrise notificarea către dumneavoastră. La fel și lipsa de profitabilitate datorită faptului că salariul mediu pe economie a crescut foarte mult în ultimii ani, deci nu se poate face comparație cu ce era în 2003 și ce este în acest moment. Deci din volumul de încasări se scad cele 3 salarii brute și se aplică 30%. Noi am respectat contractul, v-am mirat această sumă lunar, am plătit taxele și impozitele fără să avem niciun fel de reduceri. Deci taxe de autorizare s-au plătit conform cuantumului dumneavoastră stabilit, impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxă de salubritate, toate au fost achitate conform taxele dumneavoastră stabilite prin Consiliu. Domnul Bugur s-a înscris prima dată, după aceea domnul Dan, după aceea... Lați-mi voi, mie, că cunosc foarte bine speța și știu contractul și... Domnul președinte, aveți autoritatea să conduceți această ședință? Domnul Bugur s-a înscris la cuvânt. După aceea domnul Dan, după aceea domnul Drăgăstan din nou, vă rog. Domnul Bugur. Am o întrebare simplă, dacă pentru un astfel de contract era nevoie de hotărâre de Consiliu și dacă există această... Nu, am scuzat. Hotărâre de Consiliu există cumva? Pentru modificările de contract? Cine poate domnului? În legii 215 pe 2001, o astfel de asociere se face cu hotărâre de Consiliu. Există Previa? Sau nu? Asta e întrebarea mea. Trebuie să ne vedem la... S-a încheiat? Trebuie la arhivă. Hotărâre de Consiliu. În 2003, când s-a făcut... În 2003 s-a încheiat, este... Dar la schimbarea primarului trebuia neapărat reactualizat. Act adițional, nu? Da, adițional la ceea ce nu există. Domnul, haideți să trecem acum acasă. Da. Eu am citit și știu exact ce scrie. Poate o parte din consiliere, nu știu despre ce vorba. Dar o să aflăm. Contractul prevede clar. Primăria încasează 30% și interesează 70%. Din toată suma aia brută să scade cheltuielile a doi casieri și un panic. Atât prevede contract. Să-l citească doamna, că eu l-am citit și știu exact. Păcat că dacă știam asta, bine am putut documentele, le-am pregătit și la ședința viitoare vă promis o lemn că vin cu totul pregătit, cu absolut ce înseamnă casări, absolut tot, că am toată documentația. Cum am documentat, nu vorbesc pe aia. Să ne spună nouă ce încasări reale sunt și aia 30% care revin nou Consiliul Local și a primăriei, dacă sunt reale și dacă din partea primăriei Răcăciun și la Consiliul Local există un control acolo. Că așa prevede contractul. Eu propun să... Doi. Bun, haideți să sunt mai multe zveță, pentru că eu la început am întrebat și am întrebat doamna juristă din față, doamna secretar din față, am întrebat. Doamne, m-am întrebat, da? Cine ne reprezintă? Eu spun asta de câteva luni. Eu n-am vrut să am ceva. Am vrut să pun o dată în legalitate, să venim, să renegociem un contract, venim cu un act acționat, cu o nouă conducere, că am înțeles că s-au schimbat de atunci, din 2003, nu știu de câte ori conducerea, că nu mai e aceeași Consiliul de Administrații, asociațiunii, așa? Să vedem și noi din partea noastră cine ne reprezintă acolo, încasările reale care sunt, și ce am cerut eu altceva mai greșit. Conform legii aveți dreptate, orice modificare... Orice modificare, vă trebuie adusă la cunoștința Consiliului Local. Ceea ce nu e făcut din 2003, din 2008 s-a schimbat, a venit la primărie domnul Cheța, din 2008. Nu s-a făcut nimic, eu l-am întrebat personal pe domnul Cheța, aici de față. Domnul primar, ce știți din contractul de atenționat? A spus că nu știți primire domnul Cheța. M-a tot dat doamna juristă, la doamna secretară, sunteți și față aici așa, de asta e bine. Că noi suntem în Consiliul Local ca o familie și trebuie să... Așa ar fi trebuit, să ne spălăm cu tine în familie. Nu să ne iau de altcineva prin altul. Dar pentru că nu sunt vrea. Eu n-am cerut decât atât. Puneți-o odată în legalitate. Asta am cerut. De ce nu se face lucrul ăsta? Ați primit răspuns? Vă răspuns.
Nu pot schimba un contract eu, ca primar. Domnul primar, dar din 2001 nu s-a schimbat nimic. Ați fost consilier aici ani de zile. N-ați sesizat niciodată problema asta. Ați văzut, domnul consilier, acum ce spune domnul... Acum sesizați lucrurile, ați făcut în scris peste tot. Inclusiv să fiți răspuns. Vă spun o chestie. Este așa de greu. Este așa de greu să ne punem în legalitate. Este greu. Dar ce este ceva, ce este ilegal? Se dă de ilegal. Păi, ce este ilegal? Spuneți punct și virgulă, articol ce este ilegal. Nu spuneți, domnul primar, cine ne reprezintă? Mă repet de a 10 oară. Cine ne reprezintă pe noi în asociațiunea asta? Scrie acolo când s-o încheia contractul că primarul, da? Primarul nu trebuie să-și da în 2000. Cum nu scrie domnul Totdeauna? De spune doamnă, nu? Stați bine, stați bine. Lăsați, domnule, că Michel mai știe din 2001. Cred că domnul Buzuioc are drept la replică și îi dau cuvântul. Ce faci? Bună ce dată. Deci nu vreau să dau nicio replică. Ați spus așa de surprinderea mea și vă minunez. Deci am văzut. Văd că domnul Drăgăstan, care e foarte înfocat, și vreau să spun atâta, că văd cu domnul Ichim când a făcut acel contract, de atâția ani, tot în fiecare mandat, a făcut ce a făcut Salins pe lângă primărie, pe lângă PSD și a ajuns așa, i s-a pus pe rața cu pata, nu știu ce. Deci întrebarea e care, dar până acum, din fiecare an, n-a avut dreptul ăsta să întrebe, domnule, de ce nu e așa, de ce nu e ăla? Nu, un pic. Doamna secretară, a fost în mandatul 2008-2009, da? Când eram consilier. Țineți minte că au fost discuții în Consiliul Local. Când domnul Ichim a ridicat problema și a spus că eu am fost și am făcut, nu control, era la buget finanță și m-a interesat banul public. Și am fost acolo și m-am orientat să văd la fața locului, ca să nu vorbim prostii. Să ne zbite ședință, domnul Vasile Busuioc era lângă mine, era consilier, eram împreună. Să ne zbite discuția, da? De atunci am pornit discuția. Nu eram în 2008-2009. Mă scuzați, atunci era doamna... Îmi pare rău. Nu contează. A fost discuții în Consiliul. Se poate lua procesele verbale din perioada asta, deci de atunci a fost problema. De atunci a fost problema. Ei, după aia nu s-a mai făcut nimic. Noi vreau să știm, noi ca și Consiliul Local, să știm... Poți să termin? Dumneavoastră faceți parte din asociațiunea asta? La președinte, poți să plecați. Faceți parte din asociațiunea asta? Da. Bun, din latin? Cum? În latin. Domnul președinte, nu trebuie să dau ție explicații. Dar nu ție, dar vă rog frumos. Cu claritate, da? Aici clarifică ceva. Păi dacă e vreo neclaritate ceva. Sunt organe abilitate care poate să facă treaba asta, da? Nici cum facem acum, a venit domnul Drăgăstan la fiecare ședință și a venit la scoală lui, a venit bunic cu pământul lui, dragul, domnul pământul ăsta pe răgăzi, ce-o făcut și nu știu ce, folosește în fața organizarea lui. A venit aici la Consiliul Local să vină. Eu aici nu fac atac la persoană. Nimeni mai interesează persoana. Nimeni mai interesează venitul care vine la bugetul comunii. Da? Și nu vine. Pe mine, nouă îi dă 30% din încasări, dar din încasările care livrea intervetul. Noi nu știm, n-am venit un control acolo. Nu știm exact ce se stă acolo. Noi avem să știți că, uitați-ne, uitați să luna viitoare vin cu absolut toate încasările date de intervent. De la noi, de partea primăriei, nu avem niciun... Că nu am ce să zic. Deci, dar aici aveți băgeri, da? E o problemă oricum. Pentru atingerea care ne-a dus-o, ca persoană, ca societate, nu suntem persoană judecată. Foarte bine, foarte bine. Toți se vinem după aia. Foarte bine, nu e nicio problemă. Eu nu fac atac la persoană, nu interesați persoana. Deci noi trebuie să-ți facem judecată, că nu se face dialog în ședință de Consiliu Local. Lăsați omul să-și spună cuvântul să termine, completați după aceea. Dar nu faceți dialog. Domnule, dar calitate de ce? Domnule, vreau să înregistrați cu sunet și cu tot ce trebuie. Acest consilier nu respectă personalitatea președintului de ședință. Acest consilier nu respectă pe ceilalți colegi de aici. Acest consilier își bate joc de autoritatea Consiliului Local. Domnule, dar ți-a dat cuvântul președintele, vorbește. Nu ți-a dat cuvântul președintele, nu vorbește. Deci chiar culmea, nu mai suport. Nu mai suport. Cine mi-a dat cuvântul? Desimțirea dumneavoastră, drept, dar nu mai pot să-ți mai suport. Eu mă ridic și plec din ședință. Foarte bine faceți. Nu se poate așa ceva. Circ. Vine domnul consilier să faci circ aici. Asta înseamnă denotă că habar nu aveți ce se întâmplă în Consiliul Local, habar nu aveți
După care vom lua măsurile. Bun, haideți ca să încheiem subiectul ăsta. La ședința de luna viitoare. Deci, Dorin, domnul Drăgăsan. Da. Deci, la următoarea ședință. Continuați. Da, continuați. Eu v-am întrebat din partea noastră cine face parte la toate acțiunile astea. Vă credeți 10 ani. Spuneți prin unii. Cine face parte? Cine trebuie să fie reprezentat? Cine reprezintă pe noi? Conform contractului? Întrebare. Deci domnul Cheța, nu? Conform contractului. Ei. Și la data de respectiv era cu primarul. Deci primarul, da. Contractul nu primarul se poate, în funcție. Nu se poate. Primarul în funcție. Vrea cineva sau vrea... Nu, dar primarul în funcție, domnul primar. Da. Primarul în funcție. Da. Ei, acum eu vă întreb pe dumneavoastră, ca primar în funcție. Ce măsură a luat în 2008, ca noi să știm... Ce se încasează acolo real? Au fost controlate de curtea de conturi. Și au fost controlate de audit. Citiți-le că aveți tot noi de le-ați făcut, v-am spus. Tocmai de asta le-am. Curtea de conturi, când vine, verifică curtea de conturi, dă niște... Dacă constată nereguli, trebuie să... Aveți... Nu, dar curtea de conturi constată, ia niște măsuri. Dacă sunt măsuri de natură altfel decât cele care se poate fi îndeplinite... Este scris în consemnat în procesul verbal. Nu ți-l descriu acum, că n-am timp să te descriu ce este în procesul verbal. Raportul curții de conturi nu este încheiat cu măsuri la care ați fost și ați scris toți patru consilieri sau trei, cinci, chiar și vrea ta, care ați scris că e de natură penală. Vedeți că chestia asta care spuneți că e de natură penală, vreți să vi-l asumați. Neasumându-le în timp, atât intervetul cât și, nu știu, ce... Ce mă privește pe mine, dacă la ce ați făcut dumneavoastră referire acolo, se vor îndrepta nu spune mie, invers. Păi nu, dar nu știți ce spune cu datorul, eu știu. Să nu este raportul cu acestuia. Ați fost consilier, ați făcut raportul curții din corpul. Nu e ce vezi. Să nu mai lungim discuția cu privire la organizația și una alta, pentru că doamna secretară vrea să... Deci, ședința trecută și cealaltă au fost în format online. Da. Ați primit acasă, la diverse, o solicitare, care este punctul important, o solicitare din partea SC Intervet de reziliere al contractului. Fiind în ședință online, nu am avut cum să votăm. A rămas ca la prima ședință fizic, Consiliul Local să-și exprime, pentru că el este cel care hotărăște, să-și exprime punctul de vedere referitor la solicitarea de reziliere a acelui contract. Motivarea ați avut-o justificată și doamna reprezentant a spus la începutul ședinței care este motivul și justificarea pentru care dorește rezilierea contractului de asociere, contract, da, de asociere în participațiune. Dumneavoastră, eu cred că este foarte important să discutăm și lucrul ăsta pentru că chiar rămâne în aer situația și nu știm ce se întâmplă. Ce a spus domnul Drăgăsan este ceva care trebuie lămurit, dar avem și solicitarea uneia dintre părți, un contract se încheie între două părți și nu poate hotărâ o singură parte în legătură cu acel contract. Pentru că noi suntem acum cu legislație, modificarea legii 215, prin ordonanța 57, sunt două părți, una dintre părți solicită rezilierea. Dumneavoastră, ca și Consiliul Local, hotărâți. Dar, vin și spun, în momentul în care sunteți de acord, e ok, cele două părți au fost de ok, când nu sunteți de acord, trebuie să justificați de ce nu sunteți de acord cu rezilierea, pentru că una dintre părți este solicită, una dintre părți nu solicită și trebuie justificat de ce nu este de acord. E pe scurt. Nu, eu pe scurt am ridicat, pentru că este o cerere care trebuie să-i dăm răspuns în termen de 30 de zile. Am depășit, motivul a fost clar, n-am avut ședință fizică și nu puteam vota. Vă rog. Haideți ca să fim cunoștință de cauză, doamna secretar. Haideți să ne pregătim pentru ședința viitoare cu documente și venim în fața Consiliului Local cu documente. Și atunci discutăm prin cifri și pe asta, nu discutăm prin poate o parte din domnii consilieri, nu știu ce se întâmplă acolo. Eu știu, de asta ședința viitoare, haideți să vedem date concrete
și aduce la conștiință în Consiliul Local și atunci să luăm o decizie. Și atunci știm, atunci știm și exact cine ne reprezintă pe noi. Nu, încă o dată revin. Întrebarea a fost la care ați spus dumneavoastră. Sunt de acord? Nu. Deci, contractul, deci acest contract intră în sub incidența codului... codului comercial, încetarea asocierii în participațiune. Este un contract. Prin acest cod comercial, asocierea, vă dau citire legislației, ca orice contract încetează prin voința comună a părților. Da? Cum prin codul comercial nu se dispune asupra încetării asociației, se aplică dispozițiile din codul civil. Și atunci, cauzele particulare de încetare a asociației în participațiune sunt mai multe în situația în care nu se ajunge la înțelegere de ambele părți și dintre toate cauzele noi ne regăsim la denunțarea contractului de unul sau mai mulți asociați, da? Potrivit articolului 1527 din Codul Civil, denunțarea prin voința unei părți trebuie să fie făcută sub forma notificării cu bună credință și la timp. Deci chiar dacă Consiliul Local nu va fi de acord cu încetarea contractului, există prevedere legală care nu vă puteți justifica, nu aveți cum să justificați încetarea contractului, pentru că se regăsește la una dintre condițiile stabilite din cod, denunțarea contractului de una dintre părți, sau nu una dintre părți, ci asociații. Doamna secretară, care e motivul ca noi, Consiliul Local și Primăria Răcăciune, să nu mai facem parte în asociațiunea asta? Pentru că nu vrem una dintre părți, pentru că nu mai se vrea. Noi de ce să nu vrem? Noi știm exact ce se întâmplă. Păi dar v-am citit acum, încă o dată. Eu încă o dată revin. Încă o dată revin. Contractul de asociune în participațiune. Scuzați-vă. Domnul consilier Bădărău era, dar o să vedem. Dacă nu se dorește încetarea contractului prin acordul ambelor părți, intervine codul civil cu mai multe criterii, dintre care denunțarea contractului de unul sau mai mulți asociați. Îndeplinim? Îndeplinim. Avem notificare, da? Cu aplicarea codului civil, denunțarea prin voința uneia dintre părți trebuie făcută sub formă notificării. Avem notificarea înregistrată? Da. V-am transmis-o? Da. Cu bună credință și la timp. Și conform contractului care îl aveți, între noi și primărie, scrie la capitolul 7, încetarea contractului. Deci asociațiunea încetează activitatea ca urmare a următoarelor. Hotărârea comună a membrilor, neîndeplinirea sau neîndeplinirea corespunzătoare a obiectului de activitate care vi l-am... Nu aveți timp și aveți la piață. Da? Lipsa de profitabilitate. Alte cauze prevăzute de lege. Deci noi îndeplinim condițiile, am considerat, am respectat contractul, am făcut notificare, doamna Cristina, puteți confirma că de 2 ani de zile trimitem lunar adresă cu încasările și cum se calculează taxa. Ca urmare a contractului de la chitanță se stabilește un total. În acea sumă se face trei salarii, cele două persoane care încasează și pasnicul. Iar diferența financiară economică a clipa 10 intervenție se face de către instituția abilitată, nu de către oricine. Păi atunci știți, domnul consilier, că s-au casat pe 2020? Vă spun eu. Nimic. Din 2016 în 2020, știți cât de cazuri sunt de atât? Avem documente. Dar în 2020 a fost pandemie. Nu, dar din 2016 când facem, a fost cam... Nu, dar adică că v-am mai făcut, nu faci pandemie. Ce faci pandemie? Dar nu, 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 Înainte de a supune la vot, dacă sunteți de acord cu notificarea care de primărie și care a fost așa, vă propun, există cineva care este împotriva acestui târg să se desfășoare acolo la domnul Brusu? Nu există. Nu e târg. Nu există nimeni. Nu e împotriva. Când nu-i târg, terenul omului...
comerț. Nu, este autorizat, este și doamne. Domnul Felix, aveți ceva de obiectat? În urma acestei cereri a dumneavoastră, cu reziderea acestui contract, vă veți mai desfășura activitatea acolo? Vă întrebare. Deci, pentru întrebarea dumneavoastră, SECE Intervet are baza legală de a solicita autorizație de funcționare pentru codurile Cayenne pe care le au în, de la Registrul Comerțului, se depune o cerere la primărie, se solicită codurile Cayenne pentru activitatea pe care vrea să o desfășoare și anual se va elibera autorizația de funcționare conform codurilor solicitate de dumnealor. Cum toate societățile din comună își desfășoară diferite activități și dumnealor în funcție ce solicită. Deocamdată nu știm ce vor solicita. Când solicită, se verifică documentele, autorizație de funcționare, ca toate, codurile în Cayenne sunt diverse pentru toate activitățile, inclusiv pentru desfășurarea activității de târguri private. Dacă nu vorbim până nu vedem ce se solicită. Când se solicită ceva, cu documentele în spate, vom verifica, vom studia, vom elibera sau nu autorizația de funcționare. Nu știm, deci eu nu pot să mă exprim acum, nu știu ce vor face acolo. Poate nici dumnealor nu știu ce vor face. Orice drum sună mai da. Asta vă măriți, doamna. Eu? Deci, domnul pot să votăm cine este pentru această notificare ca această asociație nu să se dizolve. Prevederea legii. Dați cuvântul domnului Danu, vă rog, că vreau să... Vă rog să supuneți la vot foarte clar, folosiți cuvintele legale ca să fie clar pentru totdeauna. Vă rog să propuneți supunerea la vot, rezilierea contractului solicitată prin notificarea trimisă... Domnul președinte, eu nu mai pot. La diverse clar, că ne batem cap în cap, nu se votează. Suntem la diverse, la o simplă genitare. Au depus o... Este o notificare trimisă pentru ședința anterioară, domnul consilier. O notificare prin care ni se solicită rezilierea contractului. Astăzi suntem în plen și față în față și putem folosi votul pentru solicitarea făcută pentru ședința anterioară. Deci dumneavoastră, domnul președinte, supuneți la vot cine este pentru, cine nu, să voteze altă dată. Rezilierea contractului cerută prin notificarea primită la, pentru luna trecută. Cine, de partea primăriei, ne spune cineva că noi, contractul ăsta nu e rentabil? Cine ne spune? Domnul consilier, stabiliți acum, în ședință. Domnul consilier, stabiliți dumneavoastră, că de anul sunt. Din părți, nu mai vrea să colaboreze cu dumneata. Nu vrea să cum poți să-l ții pe cealaltă parte ca să... Deci dacă îl trimini și tine, dacă nu mai vreau. Pot. Deci eu am de și pentru că sunt fost rentabil. Dar te rog frumos. Dumneavoastră, și așa sunt în groapă cu veniturile și cu... datorită pandemiei, da? Deci ei, dacă nu au venit, cum să-ți dea ții 30%? Din ce să-ți dea? Dar de unde știm noi că nu au venit? Cine este pentru rezilierea contractului? Dar nu știu dacă e de principiu. Vot de principiu. Este un vot de principiu după care veniți cu pH în sensul ăsta, da? Bănuiesc. Doamna secretară. Îți faci proiect de hotărâre Sunteți jurist și explicați. Nu știu la momentul când s-a încheiat acel contract, dacă s-a... A fost și vreo hotărâre de consiliu. Da. Ei, dacă a fost... Cum s-a înființat, așa se va înfunța. Trebuie că vă dată
Dar nu proiect de hotărâre. Avem hotărâre, nu mai lasă să mă ascult. Da, proiect de hotărâre? Da, dar tot așa, proiect de hotărâre. Dar deci următoarea ședință, dar acum avem un... Deci, de dacă există hotărâre de aprobare a încheierii contractului, vom iniția proiect de hotărâre de reziliere. Dacă nu avem hotărâre și atunci vedem exact în 2003, probabil legislația permitea încheierea contractului în această formă. Da, eu cererea din luna trecută, la ședința din luna trecută, am făcut orice și am spus așa. Să chiar să nu-i operat, l-ați citit în ordinea de zi. Asta așa, din partea primăriei să fie un reprezentant timp de o luni de zile, acolo să vedem ce cancer sunt. Dacă ei nu mai au activitate, eu dacă nu mai vreau, nu mai vreau, dar o luni de zile funcționa. Să încetăm cu discuția de asta, cred că nu ne înțelegem deloc. Domnul Munteanu, domnul Dăgăzan, vă rog. M-ați acuzat că îmi place să vorbesc. Am doar o întrebare simplă și asta cred că lămurește toată debatura asta, că deja suntem... Nu-mi place ce se întâmplă în ședința de Consiliu Local, dar asta e. Adresa a fost venită către Consiliul Local, corect? Dacă noi, Consiliul Local, n-ar fi trebuit să dăm un răspuns și să ne implicăm în acest contract, în rezilierea lui modificatul și așa mai departe, se ducea către alt departament, al primăriei sau deci știu. Modificarea este către primăria comunei, domnului primar, pentru că face parte din acest contract. Exact. Asta să știți și Consiliul Local, că și domnul primar, mai departe și... Asta înseamnă că noi ca și... Da, noi ca și Consiliul Local, ca să putem să reziliem acest contract, astăzi ne putem da un vot de principiu pe adresa anterioară, cu toate că toată lumea trebuie să o analizeze și să aibă deja o idee în cap despre ce e vorba, astăzi am ascultat argumentele exact cum prevede punctul, pentru că eu sunt cel mai tânăr consilier din Consiliul Local și nu vreau să... Adică vreau să fiu cumva procedural. Avem invitația de către reprezentant pentru a participa la ședința din Consiliul Local. Avem întrebările pe care le-au pus colegii. Mie mi este greu să vin cu întrebări și să vin cu solicitări, pentru că nu știu, n-am fost consilier când a fost făcut contractul, nu analizez activitatea. Eu, într-adevăr, am o singură chestiune care mă interesează ca și consilier local. Și aici cred că suntem cu toți de acord. Târgul este un punct de referință. Acum îi spunem activitate comercială, dar este în memoria colectivă a comunei, este ca și târg. Târgul este un punct de referință pentru cetățenii comuni. Ei se duc acolo. Mulți nu ajung să-și iei o haină, un papuc, la Bacov poate 5-6 luni, se duc în târg. Adică noi ca și Consiliul Local trebuie să avem în vedere că este un lucru bun pentru cetățenii acest târg. Îi spun târg pentru că așa o să-i zică orice cetățean din comună. Și atunci, din punctul meu de vedere, răspunsurile pe care le-ați dat astăzi, consider că sunt pertinente și la subiect. Legat de activitatea de încasări, suntem mai mulți antreprenori aici, știm că multe din domenii au fost afectate. Acum pot să vin și cu o nelămurire și să spun că în momentul în care a crescut salariul minim în 2016, în care a crescut foarte mult, trebuia să societatea și asociațiunea, părțile care fac parte și conduc această asociațiune, trebuiau să iei măsuri de pe atunci, să nu se ajungă la soluția asta, dar bine a punctat domnul Munteanu și cred că a punctat și dumneavoastră în calitate de reprezentant, nu e datoria noastră ca și Consiliul Local să anchetăm dacă ați luat măsuri sau nu. O măsură de faliment sau o măsură de altceva ține de alte organe abilitare. Așadar, eu zic să nu ne pripim să reziliem contractul. Eu înțeleg că nu este profitabil. Nu mă interesează subiectele anterioare ridicate de consilier, care pot să le spun că sunt de bună credință, că noi, în calitate de consilier local, în momentul în care vrem să asfaltăm o străduță, să punem o piatră, trebuie să știm de unde luăm bani. Acum, într-adevăr, dacă avem... Domnul Mișoc, un pic mai... Încerc să fiu înțeles, pentru că altfel o să zic două cuvinte și nu ne înțelegem. Două secunde. Ne interesează până ca și Consiliul Local de unde aducem bănuți să vopsim și un copăcel. Pentru că asta e menirea noastră aici. Acum, eu zic că s-a îndeplinit punctul E, adică reprezentanții au dat lămurii.
Și într-adevăr, dacă se dorește rezilierea și vom ajunge în punctul ăsta, cu siguranță va trebui să venim la ședința următoare cu un proiect în acest sens. Pentru că contractul, atâta timp cât a ajuns în dezbaterea Consiliului Local, sunt sigur că a fost instituit tot prin Consiliul Local. Și cred că o asociațiune, doamna secretară, dacă greșesc, nu știu dacă se poate face de către reprezentantul UAT-ului și nu Consiliul Local. Deci trebuie făcut o asociație de genul ăsta, se face de Consiliul Local. Prin reprezentanții Consiliului Local. De aceea, eu spun că dacă mai sunt întrebări, pentru că timpul fiecăruia e destul de prețios, dacă mai sunt întrebări, putem să le adresăm, dar într-o ordine. Eu la ședințele pe care le-am condus am cerut pragmatism și am cerut subiect, am avut că nu mai ține nimeni cont și facem aici un haos total, o să se vadă pe filmare și nu cred că ne face 5 de noua Consiliul Local, Comuna Răcăciun și nu intru în alte subiect. Acum, domn președinte, dacă vreți să supuneți la vot adresa sau să dăm un vot favorabil adresei din ședința precedentă, nu știu dacă e legal, e regulă. Pentru că ședința aia trebuie să fie Noi putem veni retroactiv să votăm, să dăm avize pe ședințe, pe hotărâri din ședințele precedente. Domnul Ștoc, dacă este baza legală, domnul nu mai vor. Nu asta mă refer. Eu sunt consilier, eu pe ce votez răspund cu căciula. Putem vota retroactiv pe o adresă a doamnei de la ședința precedentă? Vă întreb. Adică asta mă interesează. Și dacă da, eu votez, n-am o problemă. Adică... Retroactiv, acea adresă încă nu a fost... Nu a fost online, vă voi explica că doamna... Trebuia să putea votat. V-ați primit-o. Am primit. Ați luat la cunoștință despre acea adresă. Lăsați-mă să termin, domn profesor. Într-adevăr... Într-adevăr, putem să cerem și să solicităm o suplimentare a ordinii de zi cu acea adresă și de-abia atunci poate intra în circuitul unui vot de principiu. Eu nu-l văd astăzi pe ordinea de zi, dacă m-ați fi întrebat ședința precedentă. Da, eu fiți o propunere. Nu este absolut greșit dacă luna viitoare sunteți de acord să inițiem proiect de hotărâre de reziliere. Dacă ai bază legală. De reziliere? Da, Consiliul Local administrează bunurile. Deci am făcut tot ce care v-a făcut către aparatul primăriei. Eu am spus-o atenție Consiliul Local. Și dacă ei nu mai vor, la ce se mai bagă? Păi asta spun că deja sunt îndeplinite condițiile. Un proiect de hotărâre n-ar face decât să... Exact. Deci este de acordul... prin Consiliu. Corect, doamna secretară. Deci... Verificați pentru ședința viitoare și dacă prin hotărâre de Consiliu s-a făcut acea asociațiune, cum a bine precizat domnul Munteanu, tot prin hotărâre trebuie să o închidem. Dar dacă nu este hotărâre privind, rămâne la latitudinea executivului, da? Haideți să-mi notez. Domnul Lișteu Solci se vece dacă contractul în 2003... În 2003 a fost încheiat sau a avut la bază. Că din ce am înțeles, scuzați-mă din explicațiile... Ascere. A fost ascere la momentul ăsta. Nu poate cineva din primărie să știți. Tot. Da, dar legile s-au schimbat. Din 2003 până prezent s-au schimbat legile. Nu, legislația este clară. Consiliul Local administrează domeniul public, domeniul privat, toate activitățile. Chiar și în 2003, chiar și acum. Dacă nu există... Dacă terenul este așa. Mulțumim pentru mulțumesc frumos. Deci, mulțumim frumos și am o mențiune, dacă sperăm să găsească o variantă ca
punctul de comerț sau ce va fi acolo, să rămână un punct de reper pentru foarte mulți cetățeni. Ideea fi altceva, dar cum? Că noi asta ne interesează, da, ca și consiliu. Avem și noi o rugăminte să nu se mai meargă cu atacuri în rețelele de specializare. Vă rog să luați măsuri. Să luați măsuri cine în totale de amistate. Da, nici noi nu trebuie să avem afectat imaginea pentru că după sărbători o să invităm într-un cadru mai festiv la fața instanței. Nu vă simt bună sărbători fericite! Bine, bine, bine! Bine, bine, bine! Deci putem continua cu... Vreți ca să vă citească doamna secretar procesele? Nu, dacă vreți, eu le voi citi, le voi prezenta. Le voi prezenta, sunt două, știți că am avut două ședințe, în 22 noiembrie a fost ședința ordinară, imediat a doua zi a fost de îndată, extraordinară de îndată. În 22 noiembrie, ordinea de zi a fost vânzarea directă a suprafeței de 299 metri pătrați, teren situat în intravalul satului Cristian, către domnul Unguru Benone, proiect privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie, proiect privind rectificarea bugetului pe trimestru 4, proiect de hotărâre privind mandat special reprezentantul Oate Răcăciuni în AGA ADIP, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții, proiect de hotărâre privind propunerea de instituire a unor taxe pentru utilizarea infrastructurii publice de drumuri de către echipamentele și utilaje destinate obținerii de venituri. La diverse am avut notificarea intervet înregistrată la primăria Răcăciuni, apoi am avut depunerea rapoartelor de activitate. Și atât am avut la diverse. Voi enumera exact voturile pentru fiecare proiect de hotărâre și anume. Procesul verbal al ședinței a fost aprobat cu majoritate de voturi, respectiv 14. Domnul consilier Bădăroi Ionuț abținându-se de la vot. Proiectul de hotărâre privind vânzarea terenului din intraviralul satului Gâștene a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Domnii consilieri Bucur, Ciprian, Bulai, Gheorghe, Acopuș, Laurențiu și Iștoc, Felix, voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre privind execuția bugetară la data de 30 septembrie a fost aprobat cu 14 voturi pentru, un vot abținere a domnului consilier Bădărău Ionuț. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a fost aprobat cu majoritate, respectiv 14 voturi pentru și un vot abținere a domnului consilier Bădărău Ionuț. Proiectul de hotărâre acordarea mandatului special în AGA ADIP a fost aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 15. Și cred că ultimul proiect. Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții a fost aprobat cu 15 voturi, deci unanimitate. Proiectul de hotărâre instituirea unor taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale de drumuri a fost aprobat cu majoritate, 13 voturi pentru, 2 voturi abținere, domnul consilier Bulai Gheorghe și domnul consilier Danu Romeo Maricel. La diverse a fost cererea intervet și ce am citit puțin mai devreme. În ședință, alături de domnul președinte de ședință, de mine și de domnul primar, a fost prezent domnul Drăgăstan Marinel, care, referitor la punctul diverse, cererea 10 intervet SRL înregistrată la primărie la numărul 11341, solicită, prin care intervet solicită încetarea contractului de asociere. Dumnealui solicită să se precizeze expre în acest proces verbal următoarele. În urma verificării curții de conturi cu referire la contractul de asociere în participațiune numărul 8/2003 încheiat cu 10 intervet, dumnealui a constatat că din partea primăriei Răcăciuni și a Consiliului Local Răcăciuni nu avem reprezentant în ceea ce privește controlul încasărilor săptămânale de atât și dorește să fie comunicat de urgență numele persoanei care reprezintă interesele comune atât în controlul cu referire la încasări, cât și la reprezentatul UAT Răcăciuni în Consiliul de Administrație. De asemenea, domnul consilier Drăgăstan Marinel solicită ca la ședința următoare să fie invitat un reprezentant legal al SC Intervet. Celelalte puncte de la divers au fost luate la cunoștință de către domnul consilier. Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, împreună cu domnul președinte de ședință, am constatat încheierea ședinței din data de 22.11. Da? 22 noiembrie, da, ordinară. Nu, extraordinarea urmează. Dacă la cea ordinară, din ce am prezentat eu, aveți
nelămuriri, completări, vă rog, stați să-mi notez. Deci, numai puțin să-mi notez că primul punct pe ordinea de zi, proces verbal, ședință 22. Domnul Găsan, vă rog. Vreau să știu, dacă după solicitarea care a făcut-o luna trecută, s-a făcut bun de mers. Dacă am avut un control asupra încasărilor. Din partea primăriei, fac orice local, dacă s-a făcut bun de mers ceva. Ce s-a făcut de mers? Dar a rămas că se discută în ședința de astăzi. Da, trebuie o lună, ce știm? Luna asta s-a funcționat acolo. Ce știm ce s-a întâmplat acolo? Nu știu nimic. Cum n-a știut de ce are. Și spuneți că noi nu luăm atât de bine. Eu aș specifica ca de acum toate asociațiunile să fie la punct cu documentele. Din cauza că dacă nu se face un document, un act rațional la timpul lui, o să ajunge în situația asta. Și din cauza asta să riscă tot felul de discuții. Și tot felul de... Era cu totul altceva. Deci discuta procesul verbal de în ședință ordinară. Da, dar noi suntem aici la punctul de vedere. Și la ce a prezentat doamna secretară, dacă noi avem, ne-a regăsit sau nu ne-a regăsit acolo cu ceea ce s-a discutat atunci. Noi acum zicem dacă am primit, dacă trebuie să completăm, dacă nu, astea nu au privit acea ședință din data trecută. Supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Păi nu știu, vedeți dumneavoastră că eu știu. 15, am numărat. A, da? 15. A, mi-a spus 15, scuzați, n-am auzit. Se dă cu 15 se supune la vot. 7, 12, că sunt 3 lipsă. Păi, ședință cu cele 3 voturi date la începutul ședinței, unanimitate. Și pentru ședința extraordinară? Numai puțin. Și pentru unanimitate, ce voturi. Nu, aici a fost ședința ce a avut, au fost două proiecte de hotărâre foarte scurt. Primul proiect de hotărâre a fost... îndreptarea erorii materiale din anexa de la hotărârea Consiliului Local 57 s-a obținut majoritatea de voturi și celălalt proiect de hotărâre stabilirea mandatului reprezentantului legal în adunarea acționarilor de la CRAP, la fel unanimitate de voturi. Cine este pentru aprobarea ședinței extraordinare? Toată lumea. Din 23. Din 23? Pentru, da? Dacă îmi permite să vă spun, vreau să vă explic o problemă de-a mea. Eu am tăiat și eu un poartă acasă. Și stă pe masă. Și stă, nevastă mea mă așteaptă și pe mine. Dacă îmi permiteți ca să dea și eu, să o ajut, să facă, e ce să facă? Da, merge cu toții. Propunere. Deci, punctul 2. Proiect de privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-martie. Propuneri? Domnul secretar. Eu propun pe domnul consilier Iancu. Domnul Iancu. Altcineva cu propunere? Eu îl propun pe domnul Bucur. Domnul Bucur, ați mai fost? Nu. N-ați mai fost. O altă propunere? Bun, dacă nu mai sunt, să le supunem la vot. Vă rog să supunem la vot pentru domnul Iancu. Cine este pentru domnul Iancu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Cu Munteanu 9. Și 8 cu Munteanu 9. Cu 4. Nu. Deci, nu, 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 nu,
Deci okay, sunt 9. 2 oameni. 9. Și cu 3, 12. Păi nu avem votul lor... Stați puțin. Stați puțin. Sunt 9 pentru... Din cei prezenți? Din cei prezenți 9? Cine este pentru... Imediat rezolvăm. Cine este pentru, pentru domnul Bucur? Pentru domnul numărat. Bucur. Cine este? Deci 2. Deci deja nu mai... Da. Nu are rost să mai... Da? Da. Da, deci... Da, deci rămâne domnul Iancu Cristinel, președinte, ianuarie, februarie, martie 2022. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale cu 2,6%. Deci asta e taxă inflații. Vă rog frumos să votăm cine este pentru. Hai să vedem la... O știți mai bine, la comisii cum a fost, acum au trecut aceste proiecte, au trecut, da? Domnul? Da, trecut, da? Da, au trecut, da? Bun, ca să nu mai verific eu, domnul, au trecut, da? Perfect. Da, la Consiliul Constitan. Se supune la vot. Spuneți-mi, ați numărat? Da, sunt unanimitate. Unanimitate, toată lumea este de acord. Bun, mai departe. Proiectul de hotărâre privind acordul de participiu la vederea... Principiu. Principiu în vederea... Conferanțării obiectivul de investiție extindere de țeaia electrică, localitatea Răcăciun, comuna Răcăciun, județul Bacău, sala Siretului. S-a discutat despre această propunere. Cine este pentru? Domnul Felix, sunteți pentru? Da. Deci toată lumea. Bun. Următorul. 5. Proiect de hotărâre privind analiza studiului de înscriere de datelor în registrul agricol pe trimestrul 3, 2021, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Cine este pentru acest proiect? Domnul Bulai. Pentru? Toată lumea. Da, am scris, da. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului pentru trimestrul 4 și modificarea listei de investiții. Cine este pentru... Am o întrebare eu. La punctul 6, văd aici, la Comisia Economică, domnul Iștoc Felix, abținere. Da. Și domnul Bădăro, ce scris aici? Împotrivă. Împotrivă. Și după aia pe telefon îmi zis că... Atenție, lăsați-mă puțin. Care e? Avizele comisiilor de specialitate sunt consultative, deci cele nu afectează votul în plen, dar sunt obligatoriu să existe. Da? Dar poate de acum o oră domnul Iștoc Felix are o altă părere după ce întreabă și se explică ce anume n-a înțeles de către doamna contabil. Domnul Iștoc, de ce v-ați exprimat votul de abținere? Votul de abținere. Specificat. Comisie. Dacă îmi permiteți o secundă. Da, era în legătură cu acele camere de supraveghere. Care se... Nu la diverse. Nu acolo. Nu. La pagina 2. Gata, abținut. La mașina de pompieri. La pompieri te-ai abținut. Mașina de pompieri. Camine de valoare de 8.000 de lei la... Cația de curare. La curația de curare. Și în legătură cu mașina de pompieri, vreau să întreb să fiu sigur ce se dorește în acest moment cu acea mașină. Domnul, poate domnului. Da. Primul punct referitor la instalarea unor camere de supraveghere la stația de depurare este necesar pentru că acolo nu avem pază. În al doilea rând, stația de depurare va fi repusă în funcțiune conform graficului dat de către constructor și de către garda de mediu care s-a dat măsurile respective și este necesar. Deci, nu pune porții să nu sară cu gardul, să nu distrugă până când noua investiție pe POIM va reașeza și va reconstrui o altă stație de depurare pentru toate satele. După cum știți că suntem în proiectul pe fonduri europene la nivel de județ. Da. A doua, cu mașina de pompieri. Mașina de pompieri a fost achiziționată anul acesta prin votul liber exprimat dat în buget, după care
cumpărată, luată din PSC. Mașina de pompieri este la dimensiuni mai reduse, că am înțeles că asta este o problemă. De ce e așa de mică? Mașina de pompieri nu este mică, este o mașină de pompieri care poate să satisfacă orice nevoie dacă o punem în dotare. Ea are dotarea minimă, are generator, are... Nu mi-au dat-o cu toate utilitățile, pentru că e foarte scumpă. Mașina de aia ca să o iei 100 și ceva de mii de euro dotată. Am făcut adresă către o societate care, într-adevăr, face dotarea necesară pentru pompieri, pentru a stinge incendiu, că e de natură de locuință, că e de natură de pajiș, că și orice altfel de intervenții. La solicitarea serviciului de situație de urgență al din comună, s-a achiziționat. Acum mașina de pompieri este la o societate ca să facă o identificare. V-am prezentat, nu știu dacă s-a prezentat exact ce anume va fi minimul de detalii. E vorba de o pompă, e vorba de un bazin de 1000 de litri, ca să putem intra cu ea peste tot. Ulițele în anumite sate și chiar și în Rătăciuni sunt foarte strâmte. Ideea e că nu am primit aceste documente, de aceea... Păi o să vine, de asta am și prins în buget o anumită sumă de bani ca să putem dota, să putem face funcțional. Că, uitați, au fost la fundul Rătăciuni și spre bine, săptămâna trecută, da. au fost incendiu, iar săraca femeie, în tot, ai nu știu, s-au dus cu, au fost băieții cu Lopez, cu... Neavând până a ajuns pompierii, o ars casă. Eu nu cred că este un lucru rău că am achiziționat ca și comun. Toate comunele care pot să achiziționeze, îi sfătuiesc să se ia, pentru că avem serviciu de situație de urgență și serviciu de voluntar care este prezent. Noi, ca să putem funcționa și să putem pune în funcțiune... Să putem pune în funcțiune, trebuie să facem niște instructaje, niște la ISU, ceea ce și alte comuni, dar numai atunci când mașina va putea fi operațională să mergem. Nu ne dă nouă autorizații să mergem noi primii înaintea pompierilor. Nu. Noi vom fi alături ca și serviciu voluntar de urgență. Și de asta am spus că este mai, Doamne ferește, un accident pe șosea, ia foc o mașină, Doamne ferește, de orice incendiu, nu-mi doresc. Că se spune că mașina asta degeaba. Nu stă mașina degeaba, dar eu nu doresc să fac, să creez incendii. Mai bine să stea, adică. Da. Și la timpul ăsta. Da, să fie și personal. Da. Personalul este din cadrul serviciului situației de urgență. Împreună cu mine, care sunt precedinte, acționăm în urma unor instructaje foarte bine făcute de către ISU Bacău, la data când vom considera că mașina este utilată și pusă pentru a interveni atât cât putem noi, că eu nu mă pot arunca sau să-l expun pe domnul Rebegea în foc sau nu știu, în niște chestii care nu țin de noi. Domnul Lețuie știe mai bine. Dacă permite, domn primar, doar atunci când mașina va putea fi dată operațională. Da, pe tocmai de asta și propus ca să facem dotarea și putem... Prezentați și ce înseamnă operațională, să înțelegem. Conform ISU 01, cine interesa, citește în ISU 01 ce înseamnă. Bun, asta e, dacă v-ați lămurit și nu și cu această sumă se rezolvă problema? Cu această sumă, suma este de 442.000 fără TVA, sunt la 52.000 cu TVA, ceva de genul. Am prins, că atât am avut noi un buget disponibil la timpul de săptămâna asta, ca să putem înceapă oamenii dotarea mașinii și să o predea. Când o să o predea, o să fac un proces verbal, o să o vedeți, facem probe. Mașina nu e pichituci, nu are, e chiar foarte dotată, că am fost cu ea la pompieri la Sascut. M-au chemat acolo. E un pic mai dotată ca cele care sunt în dotarea picheturi de pompieri. Doamna, pot să vină cu o propunere pentru organizarea și mai eficientă a ședințelor. În speță, cum a fost situația astăzi? Pe comisii, sunteți mulțumit, domnule Ștor, de răspuns? Bun. În situația asta, dumneavoastră, acum o să fiți de acord față de cum ați fost pe comisii. Ca să nu mai fie situații de acest gen. Când întâmpinăm pe comisii, sunt tot în cadrul primăriei, suntem prezenți eu, domnul primar, doamnele de... Discutăm pe ședinței, pe comisii problemele astea, iar în ședință nu mai sunt, pot fi situații în care trebuie să fie și pe... Dar asta, cum dumneavoastră acum v-ați dat votul, v-ați abținut și acum dați votul pentru, nu prea este în regulă. Dacă solicitați pe comisii să vi se explice acum... Ba, e în regulă. Da, bine, că se explică și... Votul din comisie este orientativ, doamna secretară. Deci nu mă interesează ce am scris eu acolo și nici nu explic nimănui de ce am votat în comisie într-un fel și în plenă în alt fel. N-are nicio relevanță. Ăla este orientativ, nu are nicio relevanță. Ăsta de aici e fundamental. Eu am rămas așa.
A, deci vrei, propun să, să votăm. Să punem la vot trei hotărâri cu referire la aplicarea bugetului. Cine este pentru?15 voturi. 7. Proiect de hotărâre privind participațiunea Comunei Rădăcin la programul de creștere eficienței energetice a infrastructurii lunar publică pentru aprobarea indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea sistemului lunar public. Vă rog, exact, da. Dacă vreți să ne explicați. Da, este un proiect cu fonduri europene cu, cu referitor la îmbunătățirea și iluminatul public pe toată comuna. Adică e un, un sistem foarte performant și banii sunt pe fondul de mediu. Mm-hmm. Ca să depunem un proiect, trebuie să aprobat indicatorii și să... Cine este pentru? Nu la vot, vreau să întreb ceva, dar lasă că întreb la diverse. Hai să intrăm pe flux și am două nelămuri și trec la diverse cu ele. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, scenariul 2 privind investiția extindere rețea electrică iluminat public în localitatea Rătăciuni. Cea de la E85. E vorba de proiectul care vi l-am prezentat și în ședința trecută. Proiect de investiții pentru modernizarea iluminatului public. După cum știți, Rătăciuni, satul Rătăciuni, are pe o parte sunt stâlpi de electricitate, acolo sunt și lămpi montate. Noi vrem să modernizăm și partea opusă ca să fie vizibilitate atât pe trotuare cât și la, la șosea. Asta înseamnă scenariul 2. Sunt două proiecte. Unul, 8 și 9. Da, unul care, care începe de la, unul care începe de la domnul Julian Bătlă pe partea dreaptă până la, la MAT, până la, până la Stan, la PECO, da. Și unul care pleacă de la domnul Drăgăstan pe partea dreaptă până la, la SMA. Da, da, da. Propun să ne votăm pe amândouă o dată. Corect. Și nu, e aceeași practic, este domnul investiții de aici pentru... Unanimitate, da? Da. 15 voturi. Pentru ambele proiecte. Lasă-mă, bursele. Unde ați rămas, domnul președinte? La ultima jos. Aici așa s-a rămas, la 10, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul industriilor aferente, semestru 1. Semestru 1, 2021-2022, da? Doamna contabilă, vrea să ne lămurească sau... Nu, dar cred că ați înțeles, nu, dar poate au înțeles, domnul președinte. De la inspectorat au fost 71.000. Așa și suplimentarea de la noi, de la primărie, a trebuit 52.700, dintre care 20.000 inițial am avut. I-au solicitat cei de la școală să-i punem la obiecte de inventar, dar considerau că nu au nevoie. Apoi modul de calcul a fost un pic... diferit. De asta s-a diferit și au primit niște lăuri actualizate. Exact. De cei de la parte din copii au primit, prima parte au primit. Și acum s-a făcut, s-a acordat bursele și pentru semestru. Cine este pentru? Și a fost necesară suplimentarea la... Cine este pentru? Unanimitate, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru modernizarea infrastructurii în rutieră comună a Rătăciunii și a Subacului. Proiectul care se derulează. Da, care se derulează prin activ, cu fonduri europene. N-a fost finalizată încă. Da, și nu s-a... Și mai, și mai trebuie să mai... Să mai trebuie să garanții. Care e termenul de finalizare? La anul în mai. Mai. Eu, dacă nu mă înșel, am băgat de seamă că era în martie 2020. Nu, în martie 2020 am preluat noi termenul din 2018, 19, 20, 21, cam până toate martie. Proiectele care sunt pe așa. PNDL, pe fonduri europene, acolo unde nu s-a terminat licitația și unde au fost întârzieri, instituțiile respective au speță guvernul solicită. Sau BAFIR au prelungit. Solicită prelungire, da. Și cred că o să se termine, nu? Așa, cred că o să termine. Cine este pentru n-are acest proiect? Unanimitate. Diverse. Acum suntem la diverse. Am solicitat stații de autobuz
Am special la zona E85. Bun, Răcăciun și Gheorghiu. Stații de autobuz sunt... Eu o stație de autobuz la Gheorghiu Dojan. Până la Răcăciun este o stație de autobuz. Aceste stații de autobuz se amplasează, sunt permisiunile de psihologie. Se amplasează, de obicei, acolo unde sunt, unde operează agenții economici. Mă refer a celor de transport. Pe DN2, ca să știți, pe DN2 și indiferent și pe alt sector de drum, trebuie acordul celui care administrează drumul. Mi-ați făcut o hârtie, o cerere în care mi-a solicitat nou, ca să facem demersuri către cei de la drumuri naționale, pentru amplasarea unei noi treceri de pietoni. Răspunsul încă nu ne-a venit, dar eu vă spun de pe acum, că acele treceri de pietoni, intuiesc răspunsul pentru că am mai făcut demersul și pentru să faci o trecere de pietoni aici la Milica, la Bana și Cornel. Ne-au spus clar, poliția rutieră dă avizul și cu drumurile naționale. Nu noi. Ei, când consideră că aceste treceri de pietoni sau aceste stații de autobuz cumple sunt necesare și conform regulamentului și conform legii, atunci ne va da. Noi așteptăm răspunsul. Nu știu dacă o să fie favorabil, că la Doja deja sunt trei. Sunt trei. Nu poți să pui la fiecare cerere să pui trece de pietoni, pentru că una e și limitarea de viteză. Sunt multe de discutat, dar numai o instituție abilitată poate da. Nu noi. Ceea ce ați văzut și la Gheorghe Doja, au făcut o greșeală, noi am făcut o adresă și către ei, ca să intre la ferma de la Porci, la Suim Prod, iese trecere de pietoni înainte de stradă, și au pus linii continuu, treci de stradă, ca să intri cu tirul, trebuie să duci către Iacobul, fratele tău, să faci buclaj după aia, nu mai cum. Noi am făcut solicitare ca să schimbi cumva trecerea de pietoni, ori să o duc la o distanță legală, să poată intra, pentru că sunt locuințe, sunt întreprinzători, ferma și oamenii care sunt pe strada respectivă, au locuințe, nu poți să le schimbi. Astea sunt niște, cum să zic, cereri făcute de către cetățeni pe deplin. Pentru ei este, dar pentru noi nu putem face decât, și noi nu putem face decât demersul și ei să ne dea răspunsul. Ei, dar stația de autobuz putem să ne amplasăm în zonele unde... Păi, punem stația de autobuz, unde este... conform unui aviz de la Poliția Rutieră și la Drumul Național, că dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreun accident, stă un om în stația de autobuz și intră unul cu mașina în el, răspund pentru amplasare. Și trebuie să stăm să analizăm situația. Păi eu ce am repetat până acum? Nu poți pune amplasa unde vrei tu pe un sector de drum orice vrei. Nu, pentru că sunt niște reguli. Dacă ați observat și indicatoarele care sunt din care localitate, sunt puse de către administratorul de drumuri și poliția rutieră. Dar noi trebuie să creăm infrastructura. Noi trebuie să creăm spațiu unde stau oamenii, pentru că chiar dacă avem stații de autobuz, chiar dacă nu avem stații de autobuz, oamenii tot vor sta stații de autobuz, și microbuzii tot să oprească acolo. Stații de autobuz sunt amplasate aici, cum e la domnul Drăgăstan, acolo e dat de către noi. Stații de autobuz pentru denumirea, pentru mașinii care vin de la Sascut, Dragoliv sau ce mai cer cu societăți respective. Este la fermă. Ei au câteva repere, puncte la care opresc. Nu pot să inventez eu, dacă eu nu vreau eu să stau Doja, nu vreau să stau la fermă acolo, vreau să mă duc la Raclava. Nu poți. Stabilit foarte bine unde sunt amplasate stațiile. Păi nu stabilești dumneata. Păi n-ai cum să stabilești stații de a da cu fără vizul și acordul drumul național și a poliției rutiere. Asta implică costuri. Trebuie să fac adresă, trebuie să fac documentații. Știți că pentru proiectul ăsta care lucrăm acum la execuții, la modernizarea drumului sătești, partea de asfaltare a Răcăciunului, fiecare intersecție trebuie să fie stradă, trebuie să fie luminată, da. Și taxa de aviz pentru de la drumuri a costat în jur de 4 sau 8.000 de lei, nu mai rețin exact, 4 sau 5.000 de lei, fiecare stradă. Ai 10 străzi, 40.000 de lei. Deci nu, eu nu pot să-mi permit, dacă ți-a sunat dumneata, asta, nu știu, cred că o să te trezești cu amendă de la cei care măsură, dar trebuie explicat oamenilor, noi facem demersuri și cetățenii trebuie să știe, facem demersuri, dar trebuie să le facem în mod legal, pentru că întotdeauna să punem rău în față, nu punem bine, că nu se întâmplă.
nu poți să amplaseze. Tocmai de ce am solicitat treaba asta? Păi, ca să evităm accidentele și să facem accident. Organizată treaba. Este limitare de viteză, este organizată. Bun, nu pot să pun treceri de pietoni dacă solicitat numai o singură persoană. Acum n-am eu voie, nu sunt îndrăgățit ca autoritate locală. Și chiar pe drumurile comunale, tot cu avizul poliției rutiere și de la Bacău se face. Și avizul poliției rutiere implică o documentație, o ridicare topo, un proiect gros care merge la avizare, care și la rândul lui costă să-l faci, costă să-l și avizezi. Când îți va da poliția rutieră, atunci da. Noi am mai făcut niște demersuri către cei care cărau lemn înainte, așa, și-au pus pe la Ciucani, și când ne-am trezit, a venit poliția rutieră, că i-am dat telefonul la unul, băi, ce faceți? Păi știți că am pus un indicator de limitare, de tonaj. Ai avizul poliției rutiere? Nu. Chiar dacă sunt administrator de drum. Deci trebuie făcut totul corect. Nu putem să ne jucăm de a amplasa toate astea, că le-am pus, cum le-am pus, pe unde a fost, tot la solicitările cetățenilor. Dar nu pot să pun în tot răcăciunea, dacă vin 10.000 de cereri, 10.000 de cereri să montăm dintre astea. Adică explicați și dumneavoastră consilierilor, domnilor consilieri, când mai faci câte cereri, analizați, stați, dau un telefon, stați, ați făcut hârtie, eu deci să fac. Dacă cetățenii care cer până cu microbuzul vor o stație de autobuz, trebuie să facă o cerere, da? Anual se face către operatorul de transport care pe ruta respectivă, se face cerere către el. El, dacă în baza Consiliului Județean, cum spune și domnul Iacu, îți dă avizul, da. Atunci da, pot. Să pun și la amplasare, e cu totul altceva. Este o hârtie scrisă în care îți dă un acord că se va amplasa acolo. Dar după aia, ca să poți să o amplasezi, trebuie să ai autorizație să o poți amplasa. Da, deci, că v-am zis, dacă Doamne ferește, deraiază un tir, câte accidente se întâmplă pe DN2-ul ăsta și nu luăm măsuri de siguranță în sensul să nu aglomerăm și să fie cât de cât ok zona, nu putem, ne asumăm niște chestii care nu sunt ale noastre. Deci, în nivelul cum ar fi, cetățenii tot vor circula. Cetățenii circulă că sunt liberi, cetățenii circulă. Și noi trebuie până se va face acea autostradă, astea sunt reguli, nu vedeți, ca să poți să treci șoseaua, îți trebuie 3-4 minute să treci șoseaua. Noi trebuie să creăm. Traficul este foarte mare. Noi trebuie să creăm, noi aducem la cunoștință celor care vor și trebuie să montezi acest autorizate și conform legii. Nu noi. Noi propunem. Noi suntem consilieri locali și propunem. Și dumneavoastră... Am făcut adrese către DN, Drumul Național, către Poliția Rutieră. Aștept un răspuns. Ai primit? Ați primit-o, nu? Ați primit adresa... Nu mai știu. Ați dat mai departe către... Da, și v-am specificat când va veni răspuns. Cam asta e. Corect, aștept eu, da. Deci, no, de pe domnul, așa, și amplasarea aceea de autobuz? Să fac conform legii. Permite? Domnul... Zic băieții că votez de jumătate de oră singură. O întrebare. Pe 85, pe raza localității Gheorghe Doja, câte stații oficiale sunt? Una. Păi nu am unde să pun stația de autobuz. Asta vreau să spun. Unde să o pun? Să o pun la trecerea de pieton de la Halmar, sau nu știu cum îi spune ăla. Nu ai voie. Am avut în analiză anumite situații de genul ăsta și cunosc un pic speța. Poți să susții ce a zis domn primar. E foarte greu să obții aviz pentru sens giratoriu, trecere nouă de pietoni, pentru orice nebunie. Dacă administratorul de la Iași, că aici la Bacău am înțeles că e un serviciu de... Iașul decide dacă ți-a perturbat traficul, dacă asta și dacă îți dă aviz sau nu. Ceea ce într-adevăr se poate face, se poate face o campanie pe zona online și îndrumați cetățenii să se oprească doar în stația aia oficială. Dumneavoastră și mă scuzați că intervin, dumneavoastră ați văzut la Cleja, da? Da. La Cleja s-a creat trecătoare pe sub pod. Da. Aia e problema lor. Eu nu, doar sper să aibă, Doamne ferește, dacă vine o apă mare, dacă vine ceva, sau dezăpezește și un copil jos și rupe bordurile de ajută, este, asta spun, e riscul fiecăruia. La Cleja este o soluție de avarie luată pe propria răspundere. Nu poți să fac pe subpoduri acum și aici la Răcăciun, pentru că orice lucrare trebuie autorizată de către administratorul. E foarte ok așa ca idee. Le-am dorit să fie pasarele, să fie, dar nu poți să... Sunt delegați și de niște picioare de chestii. Noi avem experiențe de la Doja înainte să fac amenajările în zona aia, ce bușteni aduce apa. Și dacă îți vine și îți bagă un bușteni de la acolo,
Adică va fi foarte greu, dar putem să ne punem de acord să facem o campanie. Noi și asta demarat. E valabil în toată comuna. Noi am demarat, am făcut hârtiile respective, s-a dat răspunsul și trebuie să informez. Da. Localitatea, dacă localitatea zon, cetățenii care... Asta zic, ar fi o idee pe toată comuna să informăm cetățenii cu operatorii care lucrează stați pe de autobuz, noastră. Avem dreptul și putem cere la începutul anului. Pe comuna Rădăciuni, pe domeniul să... nostru public, da. O să, o să punem în discuție și în sănătate de consiliu local de când o să aprobi, doamna Caterina, în prezent în fiecare an zonele unde sunt stații de autobuz. Și am început la președință și dumneavoastră ca și consilier și dacă mai să nu propună, punem loc de 5, punem 7. Dar amplasarea fizică e foarte dificilă. Nu pot să-i pun în fața porții unui om o de asta, cum se cheamă? O trecere. Stații de autobuz sau o trecere, da. Pentru că trebuie să am avizul, v-am repetat, avizul celor începem de mersurile, pentru că oamenii tot acolo se vor opri și vor arunca chestoace în fața acelui om care a fost solicitare și care lucrează la 2 minute, după cum s-a obișnuit. Oamenii tot acolo vor să oprească și riscurile de a primi accidente sunt mai mari dacă este la adus sau la primi existație. Deci dacă începem de mersurile... S-a trimis către drumurile naționale și către poliția rutieră. S-a făcut de mersuri. Așteptăm răspunsul. Domnule consilier, ce se porți? Iacob Raulet, un cepriar, Iștop Felix, cu referitor la modul de organizare a ședințelor consiliului local. Am solicitat să se facă cât mai posibil fizic. Bun. Pentru că... S-a făcut fizic pentru că am ținut să fie și ultima ședință de Consiliul Local pe acest an. A doua la mână. Vedem cum evoluează pandemia, că s-ar putea, din ce s-a auzit și știți doi, știm cu toții pe media ce se... 5-6. După 15 ianuarie, iar va fi un număr mare de... va fi număr mare de creștere de infectări și atunci rămâne vaccinarea și prezența fizică. Da? Dacă conform dispozițiilor care sunt date de CLSU. Nici vaccinarea nu ne mai va folosi de treabă. Deci, să facem testul. Facem testul. Să ne putem soluții. Căutăm soluții ca să vedem cât mai cine vrea să participe la bunul mers al comunei, vine banului, nu... În februarie, nu... Deci, sunt soluții pentru a face ședința fizică. Am solicitat în cererii, monitorizarea video a comunei. În ce stadiu ne aflăm? Avem pus camerele de la vedere, exact cum v-am spus. În momentul în care punem în funcție de bugetul care o să-l avem pentru la anul, pentru că sunt proiecte care trebuie să realizați și vorbesc de fonduri europene și de PNDD, de fonduri europene, mai bine zis că sunt astea, Casa de Cultură care se lucrează și acum la IASA, și modernizarea infrastructură rutieră și mai avem și PNDD-ul de la Gheorghe Doja, dar din cauza vremii nu s-a putut turna, că s-a putut turna și asfaltul. Trebuie să asigurăm că finanțările care le-am aprobat prin Consiliul Local, după care o luăm tot cu acordul dumneavoastră, pe fiecare punct să asigurăm salarii la învățământ, să asigurăm bursi la copii, să asigurăm cu multe de... Și atunci, cu bugetul în față, discutăm și unde sunt priorități, facem. A doua la mână. Aceeași chestie care vă spuneți dumneavoastră cu camerul la vedere, costă. Ca să pot să pun, și o să pun până la urmă, o să punem în Consiliul Local, o să pun, dar le dăm și la un astfel în funcție de bani care o să avem. Pentru fiecare care nu-l vedere, noi avem autorizație de construire. Ce înseamnă autorizație de construire? Înseamnă documentație. Deci ca să lege o cameră de la vedere, care consumă foarte puțin, infim de puțin consumă, ar trebui să iau, ca să trebuie conectat la curent, să iau aviz de la EON, în baza unei documentații, fiecare, dar ați aprobat în Consiliul Local, cum a fost fiecare etapă produs. Deci, amplasarea acelor camere de la vedere, care mai vehicula că să cumpărăm camere și să le punem prin copaș. Nu poți să pun prin copaș camere de la vedere. Doar dacă iau dintre astea cu acumulator, care își încarcă solar. Dar alea n-am garanții că îmi fac și îmi dă. Dar o să propunem în funcție de bugetul care să-l avem, discutăm domnul, și... Domnul Iștoc și după aceea domnul. Pot să fac o completare, că sunt oarecum în cunoștință de cauză. Pentru Comuna Rădăciuni avem nevoie de peste 350.000 de lei pentru amplasarea de camere de supraveghere, pentru că nu pot să vii decât cu soluții avizate
ANRE, trebuie să vezi să-ți faci puncte de legătură de curent. Chiar recent am citit un proiect de genul ăsta. Internet. Și nu mai zic de punctele de internet, de kilometri de fibră și așa mai departe. Dacă oferiți cu semnal de internet, niciunul de trebuie trasă fibră plecată din primăria Răgăciuni și imaginați-vă că doar stația de supraveghere, unde o să fie amplasate monitoarele și astea, că vorbim de cel puțin 150 de camere pe comuna noastră și traseele foarte mari, doar o stație de aia e vreo 80-90 de mii de lei. Deci, dacă vrem să facem treaba asta, trebuie să ne gândim foarte bine și să alocăm buget măcar pentru un proiect. Pentru că aici nu personal autorizat să supraveghezi și organizezi acele camere. Și nu prea sunt finanțele în zonă. Aș vrea să vă mai aduc la cunoștință cu un proiect care am aprobat azi consultanța, face bani, nu știu, 5.000 să fie, pentru amplasarea a 3 stații de încărcare smart pentru mașini electrice. Am identificat zona, proiectul este pe fonduri europene, prin fondul de mediu, cu eligibilitate de 100%, deci nu se, primăria nu dă niciun bani, decât dacă am prins 5.000 de lei ăștia ne revin înapoi pentru consultanță, că trebuie să cheie un contract cu consultanță. Stația de autobuz, de încărcare smart, am convenit cu cel de la care se ocupă cu proiectul, de proiect pentru finanțare, să punem două la, așa, cam așa ceva arată două, da? Știți cum arată, cum trebuie să vă, cam așa, da. Două aici în curtea primăriei, undeva în lateral la primele locuri de parcare, și una la taxiuri. Pentru început. Acum sunt bani, am înțeles că sunt bani pe fonduri, pentru că păcat să pierdem acest drăguț. Trendul este de ecologizare și de mașină. Doar 3 puncte putem face? Atât îți dă, pentru că au ei la nivel național vor să prinde cât mai multe zone. E un barem, mai rețin exact, cât era doamna Cristina, de 80.000 de lei. Nu s-a cât era. Ca și sumă. De curiozitate, avem o mașină electrică? Poftim? Nu, dar tranzitează comuna Răgăciuni, este tranzitată de drumul european. Ei circulă și electrici și tractoare și... Eu pot să fac o sugestie, dacă avem bani... Deci nu sunt cu bani de la primul an. Asta știu, asta să vă zic, dacă reușim... Două secunde. Vă rog frumos. Pot fi un punct de dezvoltare turistică aceste stații de încărcate electrice, pentru că... ca să faci București-Sibiu, trebuie să dormi undeva o noapte la momentul de față ce autonomie au mașinile. Acum, mă rog, astea mai nu iau autonomie mai mare. Dar noi, dacă am avea mai multe puncte amplasate, am putea să facem ca ce avem un popas, un peco, un restaurant, să stea mai mult, cei care tranzitează mai stea mai mult pe în ce? Dar știu că sunt scumpe din banii. Cam astea cele 3 stații, mai mult nu pe bumuri sau ceva de genul. Nu, e foarte ok. Aș mai avea o lămurire sau, nu știu, un drept la replică, dacă îmi permiteți să-l dau unor persoane care mă scrie pe Facebook și vrute și nevrute despre primar, nu vreau să dau apartamentul, nu vreau, par răcui domnul Bădălăci. Da. Vreau să vă spun în legătură cu apartamentul care este al stă actualmente, nu sunt în chiria, și aparține primăriei, stă în chirie tatăl domnului Ion Bădărău, nu Ion Bădărău, Ion Andrei, care, știți prea bine, s-a vehiculat, s-a dat și cred că ați aflat cu toții că primarul nu vrea să-i dea în compensare apartamentul în baza unei lot de teren care de fapt a fost casa bunicului lui, ceea ce nu ne chestia asta n-am prins, încă n-am prins eu, părinții noștri sau dumneavoastră poate o parte n-ați prins. În baza la acest apartament locuiește acum Bădărău Ionuț Andrei. Dar e ok să zic... Da, vreau să informez eu ca primar, da, să știți ce este clar. Apartamentul este deconectat la curent. Deci nu are curent. Nu are curent. Are el vecinul. Un ștecher. Nu și-a plătit factura la curent. Și fiind chiriaș. Una la mână. Există o hotărâre judecătorească aici. Definitivă și irevocabilă. Care spune clar.
cel care este, are chirie să-și plătească suma respectivă pentru chirie sau să recupereze suma din curtea de conturi, ne asociază să recupereze sumele respective pentru a fi colectate în buget. Bun. Mi se solicită pe Facebook că eu nu vreau să dau apartament. Eu la momentul respectiv nici nu eram primar când s-a încheiat contractul de închiriere. Nu știu de când am intrat eu primar să fi avut vreo intenție în care să fi dat apartamentul în compensare, ceea ce eu nu pot să fac ca primărie, pentru că nu este voie, legal nu pot să fac lucrul ăsta. Al doilea, am descoperit la agentul agricol și la compartimentul agricol că în aici există un contract de vânzare-cumpărare încheiat între Simion, mă rog, nu pot să dau, cu familia Simion, cu cumpărare în anul 2013, ziua 28 august, a unei suprafețe de teren, de fapt, de la moștenitorii domnului Bădărău, în speță. Mama, tatăl, Constantin Florica, Neculcea Mihai. Deci, li s-a dat un teren de 1000 de metri, la care s-a vândut și este clar. Dacă aveai, dacă ți s-a dat teren, trebuia să-și faci casă, da? Sau trebuia să-ți ții teren, e problema lui. Dacă să lei să-l vinzi și să ceri din nou compensare iar de la primărie, nu se poate. Nu este bunul meu, nu este bunul, este bunul Consiliul Local, trebuie să respectăm legea, da? E, am dat de el zile trecute, că știam ceva. Acum, în baza hotărârii judecătorești, suntem nevoiți să dispunem evacuare. Sunt acuzat că îl dau afară, că nu știu ce. Eu nu pot să-i plătesc, sau dumneavoastră, dacă vreți să plătiți chiria unui om, în sumă de 100 și ceva de milioane, că are, cât are doamna Cristina? Are 10.000 și ceva, da? Să-și achite întâi dările la stat, că nu dă nimeni afară și nu dă nimeni afară dacă are drept de preemțiune. Dar eu nu pot să pun în discuții în fiecare lună și în fiecare săptămână, vin și adu-ți. Am avut discuții cu părinții lui, am avut discuții cu dânsul care stă în chirii, vin. Nu au venit. Știți prea bine că s-a dat anul trecut și hotărât de Consiliul Local în care din iau cei majore sau cei era conform legii. Dacă se plătea debitul, dacă plăteai debitul, puteai să plătești mai puțin? L-am întrebat de enorm. Sunt acuzat că nu vreau să-și plătească întâi dările la stat, când plătim toți impozitele și vreau să vă spun că în afară de apartament de 100 și ceva de milioane care trebuie să plătească, am situația per chiriaș. Asta e problema dumneavoastră. Nu e problema dumneavoastră, e problema Consiliul Local, că trebuie să fie informat că atunci când vrei să stai în chirie, să ai la zi de lucru, da? Cum îți plătești data impozitul, dacă l-ai plătit, la poartă plătit? Da? Ei, așa îți plătească toată lumea, da? Și în afară de... Există suma de 12.000 de lei, 12.682 de lei, astăzi scoasă, de la domnul Ion, care stă, tatăl Bădărău, care stă, are apartamentul în chirie, deci 12.000 și ceva și cum 100 de milioane, 22.000 și ceva. Cu ce sunt vinovat eu că... Trebuie să pun în aplicare hotărârea judecătorească. Domnul Valentin, aveți obiecții? Obiecții n-am. O întrebare. A încercat, poate nu are structură de sol, dar a încercat să facă o eșalonare, să depună, să ceară. Din ați auzit că l-a încercat. Deci, au fost sunați, s-a discutat să vină să plătească debitul, dacă s-a achitat debitul la zi. Debitul total poate nu a reușit, dar adică e cu eșalonare. Deci debitul era de extraordinar de mic față de ce însemnau penalitățile de anul în urmă. Așa prevedea legea, nu? Da, din păcate eu am avut o intervenție și vreau să puntez treaba asta la situația cu Iurca. Pentru că a fost o situație cumva identică, doar că acolo n-a fost vorba de evacuare. Și a zis că noi ca și Consiliul Local, pentru că domnul președinte, apartamentul nu e al domnului, nu administratul primar. Noi Consiliul Local suntem în chirie, da? Noi răspundem de el. Cumva. Dar nu este în patrimoniul primarului, este patrimoniul Consiliului Local. Fiecare hotărâre judecătorească să pună în aplicare. Și ne interesează speța asta. Acum nici nu cred că careva dintre noi de aici vrea să-l dea afară pe om. Nimeni. Adică nu cred. Eu chiar aș...
Eu chiar aș cere un vot de principiu în sensul ăsta, pentru că putem fi acuzați și noi ca și Consiliul Local că știu eu. Nu. Da. Din punctul meu de vedere, dacă s-a încercat o eșalonare, este primul lucru, când ai un debit și nu poți să-l plătești, te duci și ceri o eșalonare și faci, găsești o soluție ca să rezolvi situația. Dacă nici asta nu s-a făcut, din păcate noi ca și Consiliul nu cred că avem mari pârghii de rezolvare. Trebuie și am vrut să punctez acest aspect pentru că nu vreau lupta, înțeleg că este între dumneavoastră și el, că eu n-am creat nicio luptă și nu creez lupte, să știți. Cetățenii problema care... este că mediatizarea pe Facebook și am dat am mă jigni și am face tot ce se poate face. Și numai în mediul privat și am să vă rog și domnul Ciprian Bucur, când mai aveți sau care vreți să-mi dați mesaje, nu, vă rog frumos, vă interziți să mai dați mesaje privat mie. Nu aveți niciun drept să-mi dați mesaje și să spuneți că după ce trec la una la alta, cu asta am încheiat, este o hotărâre judecătorească, da. Ești una de zi pe zi la 5 dimineață împreună cu domnul viceprimar, știți prea bine ce au fost pe DN2, îmi dați mesaj mie. Până la 11, îl sun pe domnul, îi dai mesaj domnului viceprimar. L-ai tocat cu mesaj, stai că am mesaj. L-ai tocat cu mesaj. Eu eram cu el, pe drum. Ne mâncați de la 5 dimineața până la 11. De la 11, te-ai gândit dumneata și astăzi își pe primar l-am împins vagoane. Bagă și ăsta mesaj. Și ce mesaj îmi dă mie? Știți că nu s-a circulat? Care aveți mașină? S-a circulat o jumătate de zi între ani. Dă domnul, îți interzic să mai dai mesaj mie personal. Ai ceva? V-ați învățat? Să citiți, să-mi mesajele. Nu, dar de ce să... Nu, mi l-ai dat... Păi și atunci acum... Păi și... Adică tu, dumneata, îmi faci mie... Să nu vă trimit mesaj, dar aveți dreptul să le citiți. Cum? Da, nu le citiți, dar spun un mare. Ok, bă, v-a schimbat numărul, puneți numărul primării și atunci... Da, dar nu, dar problema este nu asta. După ce stai în zoaia de pe drum, cu utilajele pe astea, îmi dă mesaj și îmi spune că de ce nu se învață la școală. Știam lucrul ăsta că nu se învață la Ciucani. Pentru că era blocat de N2. Ca să ajung la Gheorghe Doja, în sat la Gheorghe Doja, am trebuit să intru, nici nu mai zic, cu avarele aprinse, cu băieții, să intru să văd dacă s-o dezăbeste acolo. Eu am 120 de km de drum. Noi avem de... Poate dumneata stai bun la căldurii, că mai dai o... Și zici, bă, ia să-l sun pe primar, frate, să dau mesaj cu bani. Nu e așa. Noi ne-am făcut... Nu sunt dator că atunci când sunt acasă, în afara serviciului, să-mi dai dumneata mesaje private mie. V-ați fost obligat să candidați ca primar? Dar nu e problemă, nu mai ales tu. Dumneata nu mai ales dumneata primar. M-au ales cetățenii și eu trebuie să stau pe drum, ca să asigur drumurile, în vederea. Circulau microbuzele, nu circulă microbuzele. Îi dă mesaj, domnul vici. Copiii s-au dat la școală. S-au blocat de netul, ce vrei să fac? A fost o chestie, dar n-a ieșit în casă, vezi ce gheață era. Deci era așa și coada pe care s-a ascult. Da. Primarul de vină primarul s-a ascult. Am dat telefon doamnei, domnișoare, directoare, o suspendat cursul, nu putea să meargă, dar noi eram de vină că n-am dezăpezit din E2. Pe Răcăciu se circula. Cum era la ora 1, 2, când te întâlnești cu domnul Vicinal la 3? Cum era șoseaua la Giucari sau cum se circula? Mai curată decât pe european. Haideți să știți ce se întâmplă. Când ne asumăm niște declarații între astea și niște... Nu? De unde s-a ajuns la reproșul ăsta când vorbeam de Bădărău? Dar am spus că am terminat. Dacă tu ești pe filmare, am încheiat, da? Eu nu-ți mai accept să dai în privat de ei. Și sâmbătă și duminica, chestii care nu sunt elegvente, le scrii. Dacă sunt de maxim urgență, te apreciez. Dar nu la mișto, că nu se face educații, că nu suntem în stare să facem. Noi, consilierii, nu mai zic ce informațiune, numai voi faceți, noi nu. Vreau să spun că n-ați fost consilier și toți s-au făcut dezăpezirea la Ciucani, n-ați fost consilier și toți s-au dezăpezirea la Căciuniu, nu cu jigniri. De ce trebuie să facem numai lucruri dintre astea care să ieșiți în evidență? Ba da, pe mine m-ai jignit, pentru că dacă îți dau mesaje de aici, din asta, m-ai jignit. Nu se sunt în stare să fac. Nu e așa. În ce calitate îmi spuneți dumneavoastră că nu sunt în stare când eu sunt pe drum? Și dumneata stai la căldură la sobă? Nu, mesajul sună altfel. Nu, ai spus că nu vrei să-l citeți? Dar de ce să nu-l citești, domnule? E proprietate personală și cu proprietatea personală faci ce vrei dumneavoastră. Nu, vreau să vă spun un simplu lucru. Nu că ați fost și sunteți consilieri și mai vechi de ani de zile. Nu ne-am făcut noi treaba. Domnul primar, da. Zice așa mesajul, când cineva nu-și face treaba cum trebuie, sunt oameni dezavantajați. Da. În cazul acesta, elevii de la Ciucan care învață la Doja. Da, și cine era de vină că s-a blocat drumul? Și te-am spus, ce am jucat, n-ați ajuns până la urmă. Ce mi-a dat mesajul la 3 jumate când era la urmă? La 8,
Vă rog, doamnă secretar, să explicați acolo proiectul verbal, dacă există vă dispoziție dată din partea domnului primar către o anumită persoană din aparatul primăriei, data, și dacă din partea persoanei desemnate există vă proiectul verbal, dacă din partea persoanei desemnate de domnul primar există un proces verbal cu referire la încasările reale acelor. Nu, e treabă serioasă, ați făcut la altceva. Și până a inițiat procesul, până a inițiat OTV-a de proiect, care vreți să o inițiați, să vină cu datele concrete la care noi le avem. Eu ce puțin le am și o să le aduc, și o să le aduc în ședința viitoare, să știm ce votăm și eu vă spun, eu vă spun. Da, într-adevăr, dreptul comunal este rentat. Vreau să mă retrag. Referire la raport de activitate, trebuia depus. Deci eu voi posta zilele acestea rapoartele de activitate. Cine nu le-a depus, nu o să-și găsească pe site-ul comunei la Consiliul Local rapoartele de activitate raportul. Da? Eu mai aștept câteva zile să mi-l transmiteți, vă rog. De place, de place întreagă și vă mulțumesc. La mulți ani să aveți un an nou cu sănătate, bucurii și să vă tot fericite, vă rog.